În premieră de la construcție, monumentul de la vârful Caraiman poate fi vizitat de turiști și la interior de doar câteva zile. Ajuns într-o stare de degradare avansată, monumentul a fost trecut în administrarea Ministerului Apărării Naționale de la Primăria Bușteni în 2016. Construcția a fost reabilitată timp de 4 ani, fiind gata cu mult timp înainte de termen. Ultimele finisaje s-au efectuat anul acesta, iar turiștii pot să viziteze acum și interiorul monumentului. Crucea Eroilor de pe Caraiman este un monument istoric închinat eroilor români din Primul Război Mondial. Are forma unei cruci latine și a fost construit între anii 1924-1928 pentru a cinsti memoria celor 30.000 de militari căzuți în luptele de pe Valea Prahovei în Primul Război.